Pe scurt, a venit fratele partea a treia. Sâmbătă, seara, mergeam la mine în cameră. Fiule, de unde e fratele tău? Nu știu, poate a mers la magazin, a ieșit afară, nu știu eu, gata, eu merg. Oh my God, să începe, el nu iese 5 minute, dar mama deja își face grijă. Când eu am plecat în pădure și mi-am pierdut pe 3 zile, nici grijă nu s-a făcut. Au crezut că stau în cameră și mă uit la anime-uri. Da, asta înseamnă familie. M-am uitat la ceas, deja e timpul să plec la culcare, m-am dezbrăcat și m-am lăsat în pat. Dar gândurile despre frate nu mă lăsau. Acum cred că este frig și frică. Fuck, și cum să dorm? Cred că pierd și eu la culcare. Trebuie întâi să verific dacă ușa este închisă. Ce faci aici și de ce fesul n-ai îmbrăcat? A ieșit afară și fesul a uitat. Mergi mai repede la culcare. M-am trezit, am deschis ochii. La mine se uita fratele. Tu ce faci aici? Parcă te-am dat afară, prostule. Mama m-a găsit, s-a spus să intru. Da, ciudat. M-am îmbrăcat și m-am uitat la ceas. Acum e ora 1. Am dormit azi binișor. Și fratele meu drăguț nu m-a trezit. Cât de ciudată ziua de azi. L-am întrebat dacă nu i-a spus mamei despre acest incident. M-a întrebat despre care. Da, haide acum să te prefaci că nimic nu știi. I-am explicat că ne-am certat și după l-am dat afară și cu sufletul curat am mers la culcare. Fiule, din partea ta nu m-am așteptat la așa ceva. Merg să-i spun totul tatălui. Da, mi-am făcut singur ziua mai frumoasă. Din cauza acestui frate, acum toți o să creadă că sunt un diavol care își alungă fratele din casă și ce o să creadă acum mama și tata despre mine? Cred că o să rămân fără cadou de ziua mea de naștere. Bro, nu-ți fă grijă, eu o să vorbesc cu ea. Ce? Am spus-o cu voce? Da, în același timp am primit un mesaj pe Facebook. M-am uitat la profilul acestei fete. Wow, iese și din același oraș ca și mine și la toate acestea mai e și frumoasă. Ciudat că ea mi-a scris, deoarece mesajele îmi pot veni doar de la prieteni. Eh, bine, poate este un semn de la Dumnezeu. Cine te-a scris? Nu trebuie să te... Bine, mi-a scris un om. Gata, pleacă. Am început cu ea să vorbesc, nici n-am observat cum au trecut 2 ore, ca rezultat ea va veni la mine și noi ne vom uita la film, super. După am observat că fratele nu e în cameră, unde este el? S-a ascuns, iese frică de mine. I-am scris fetei la ce oră să vină la mine și un lucru foarte interesant, ea mi-a spus că mă cunoaște de mult timp și cel mai ciudat, eu am uitat-o și nu mi-amintesc de unde noi ne cunoaștem. Bine, am început să mă gătesc, m-am spălat pe față, am dat cu mâinile prin păr, super, am pregătit patul pentru a privi împreună film. Am pregătit chipsuri, multe chipsuri. Deci, mama nu e acasă, tata e la serviciu. Super! Au bătut la ușă. Am deschis ușa. Ea m-a salutat. Oh my God, mi se pare că m-am îndrăgostit. Oh, Bianca, salut! Dar tu ce faci aici? Stop, dar voi ce vă cunoașteți? Nu știu ce, nu știu ce este în vița mea. Dar ce-am metodat? Cum i-a aflat adresa? Eu cu față de bou stăteam și nu putem înțelege cum. Ea a explicat fratelui că ei au vorbit pe Facebook și s-au înțeles să vină astăzi și se uite la film. Sper să nu afle că asta eu am vorbit cu ea. Fratele i-a spus că la nimeni astăzi nu i-a trimis mesaje și în general n-a intrat pe Facebook. Și aici eu am înțeles că i-am trimis mesaje nu de pe profilul meu și de asta ea a reușit să-mi trimite mesaje deoarece era profilul fratelui. Pe scurt, a venit fratele partea a treia. Prieteni, pentru partea a treia, haideți să adunăm 10.000 de like-uri. Miau.